Salut tuturor, numele meu este Marius și bine v-am găsit la un nou videoclip din seria voastră preferată de pe canal, seria în care vă arăt cum puteți să obțineți iteme gratis în Fortnite. Dacă vreți să continuăm seria ca de fiecare dată când apar iteme gratis în Fortnite, eu o să postez un videoclip în care să vă explic cum puteți să le obțineți. Dați acolo un like să strângem la acest videoclip peste 100 de like-uri. Înainte să începem videoclipul propriu zis în care vă explic cum puteți să le obțineți itemele, v-aș ruga din tot sufletul să vă abonați, este complet gratuit, durează câteva secunde și pe mine mă ajută extrem de mult pentru că mi-a propus ca până la sfârșitul verii să atingem suma de 20.000 de abonați. Așa că dacă vrei să mă ajuți, abonează-te, dă un share prietenilor tăi și mă ajută extrem de mult. Acum, fără alte adăugări, hai să dăm drumul la videoclip. Deci exact cum ați văzut din intro-ul videoclipului, în videoclipul de astăzi o să vă arăt cum puteți să obțineți câteva iteme complet gratuit. Mai exact un skin, un backbling, un pickaxe și un spray. Aceste iteme nu sunt chiar atât de ușor de obținut comparativ cu celelalte iteme pe care vi le-am prezentat pe canal, însă nimic nu e imposibil, așa că aveți toate șansele să le câștigați. Și am spus câștigați pentru că aceste lucruri puteți să le obțineți dintr-un turneu, mai exact Galaxy Cup 3.0. Un turneu dedicat persoanelor care dețin un dispozitiv Samsung Galaxy. Mai exact pe data de 16 și 17 iulie o să se organizeze turneul de Fortnite Galaxy Cup 3.0, unde voi puteți să câștigați aceste iteme, cum spuneam, spray-ul, backbling-ul, pickaxe-ul și skin-ul. Celălalt turneu Galaxy Cup 2.0 care a fost organizat a fost de tip Arsenal, adică voi trebuia să treceți de la armă la armă și primul care ajungea la cea mai rară armă, adică cea legendară, câștiga meciul propriu zis și făcea cât mai multe puncte. Vreau să spuneți în comentarii dacă aveți un device Samsung Galaxy, tabletă, telefon, nu contează, spuneți-mi acolo modelul în comentarii și o să vă las o inimioară și o să vă răspund la comentariu. Și vreau să-mi spuneți câți dintre voi o să jucați la turneu. Nu uitați, pe 16 și pe 17 iulie. Vă urez mult succes celor care jucați la turneu. Eu nu cred că o să joc pentru că nu prea sunt așa prins cu turneele. Ce să-și faci? Dar lăsând asta deoparte, noi ne vedem mâine la ora 20:00 cu un nou videoclip pe canal. Până atunci eu am fost Mario, v-am pupat, pa, pa!